de foarte mulți ani și noi pe dânsa te citim poeziile și am venit astăzi la dumneavoastră să vă urăm căsnicie fericită în continuare și să aveți tot ce este mai frumos, căldură, sănătate, pace sufletească. Eu să am un pic nevoie de ajutor. Da. Apare ninge și a trebuit să-l împachetăm. Da. Dar putem să-l și despachetăm, că aici nu mai ninge. Da. Dați așa un pic că eu vă ajut. O să pun tot ce mai da. Aici. Da. Este... Așa. Așa. Ce frumos. Căcăm plasticul la o parte. Da, mai mână. Bineînțeles. Domnul Costică, dumneavoastră, o șampanie, toculețul o să-l mântați împreună, sănătos. O, mulțumesc. Și mă gândesc că o să aveți și musafir. Da, am ținut ieri, dar... Ne, nu mai ținem o dată, da. Foarte bine. Eu, bineînțeles, după cum dumneavoastră ne știți, dorim și cu mesaje emoționante și vorbe calde. Dragi părinți, cu ocazia împlinirii a 42 de ani de căsnicie, vă dorim un călduros la mulți ani. La cât mai multe primăveri împreună, plină de sănătate, fericire, iubire și noroc. Sunteți cei mai extraordinari și minunați părinți și suntem binecuvântați că sunteți mereu alături de noi. Ați fost unul lângă celălalt în toate dificultățile vieții. Tot ce avem în noi mai grozav, reflectă cât de minunați sunteți ca părinți. Nu avem cuvinte și nu ne ajunge o viață să putem exprima cât de mult vă iubim. Vă suntem mereu recunoscători pentru tot și vom fi mereu alături de voi necondiționat. Vă iubim, dragii noștri, cu dragoste, fetele și băieții. Mulțumim frumos, ne mulțumesc frumos și... Nu m-am așteptat la așa o surpriză. Chiar am fost la medicul de familie și mă gândeam, zice fata, vezi că trebuie să vină un coleg să fie acasă. Zic, da, și eu sunt la medic, nu știu dacă ajung. Zic că trimit pe soțul îl ia. Ne bucurăm că a reușit să vă surprindem, pentru că ne-a fost greu ca să nu postăm nimic până să ajungem la dumneavoastră. Să rămână într-adevăr surpriză și ei au emoții acum și așteaptă da. Să vadă reacția dumneavoastră. Vă voi oferi și felicitarea. Mulțumesc frumos, vă mulțumim. Ne mulțumim și noi. Mă bucur că ați ajuns și pe la noi. Mulțumim și noi, le mulțumim și lor că au apelat la florăria noastră. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne urmăriți și că ne sunteți fiecare dată alături și ne distribuiți. Asta înseamnă foarte mult pentru noi. Vă dorim o căsnicie lungă. Da. Și de acum încolo să fiți sănătoși, să da. Aveți vești bune de la medicul de familie. Da, după rețeta anuală. Da, foarte bine. Lunară. Lunară, foarte bine. Și vă dorim multă sănătate. Mulțumim la fel și dumneavoastră, să fie pace. Să fie pace. Și să mai... Și să mai faceți avem părinții. Aceleași întâlniri. Păi... Bineînțeles. Doamna Viorica Negoiașu are o, este o poetă brașoveancă ce face poezii cu îngeri și despre îngeri, plină de emoții, de dragoste și pasiune. Eu una o recomand, am citit cartea și o citesc ori de câte ori, simt nevoia să mă retrag în corțișorul meu de la birou cu pahar de roze și să-i citesc poeziile doamnei. O voi recomanda și așteptăm și următorul volum. Da, deja este în plan. Dacă Dumnezeu ne dă pace și liniște, o să o lucrez și pe a doua. Doamne ajută. Și de ce este cartea despre îngeri? Pentru că la 58 de ani, cam așa, s-a făcut cartea. Deci prietenii toți m-au încurajat să fac această carte. Foarte, mi-au zis să mă ridic, eu aveam o părere proastă despre mine și au zis te ridici de jos și te apuci și mergi la lansări și te apuci și scrii și faci cartea că a fost visul tău de copilărie. Foarte frumos. Și a zis nu, eu am zis nu mai vreau să spun cum m-am caracterizat. Și ați avut succes. Și până la urmă am o prietenă, Gabriela Costescu, care a zis, m-am împins de la spate să fac cartea asta și atunci am zis, o fac. Și am luptat și să faci un vis la 58 de ani, să-ți împlinești un vis, a
aveam 58, acum am 60. Da, e o minune și le mulțumesc tuturor prietenilor care mi-au dat așa un șut înainte. Un imbol. Da. Un imbol. Și șut, e bun. Bine, mulțumim și noi. Vă mulțumim frumos. Mă bucur că v-am cunoscut și față în față. Da. Și vă dorim multă inspirație pentru noul volum și îl așteptăm cu mare drag. Da. Mulțumim și noi. Vă dorim o zi minunată.